Pe când era bunica fată, de Nede Cocea. Adaptare radiofonică de Vlaicu Bârna. Ne aflăm în casa familiei Serdaru în anul 1923. E o casă veche boierească în centrul Bucureștilor, mobilată ca la 1900, cu canapele și jilțuri pierdute printre orori moderne. Aici trăiește bătrânul Sandu Serdaru, alături de consoarta sa Profira. Tot aici locuiesc Cezar și Fraga, nepoții lor, tineri zvăpăiați, plictisiți de tabieturile bunicilor. Fraga împlinește 18 ani și e logodită cu un deputat liberal, afaceristul Tache Iliescu, om trecut de tinerețe, în al cărui mediu se învârtește și viitorul cumnat Cezar, reporter parlamentar la o gazetă guvernamentală. Acțiunea piesei începe cu o săptămână înaintea zilei când a fost fixată nunta. Iată-i acum pe Conu Sandu și pe Coana Profira în salonul casei, instalați în două jilțuri adânci. Conu Sandu își răsucește o țigară, Coana Profira coase la gherghef. Vezi tu, Sandule, cum e omul? Tremuram până acum să fac actul și tare mă tem acum că nu o să se mai fac. Apoi ce spuneam eu? Iată așa sunteți voi femeile, oricum mă întoarce, oricum mă suciu, nici dracul nu mai intră în voie. Dacă mă ascultai pe mine... Dacă te ascultam, parcă tu erai proroc, să știi, mai multe decât mine. Arunca și tu o vorbă așa, într-o doară. Pe vremea noastră, Sandule... Pe vremea noastră, Plofiriță, cânta cocoșul la casa omului, nu găina. Acum 40 de ani ți-aș fi pus frumușel contractul pe masă și nici n-ai fi crâcnit. Nu te-ai fi codit să riscărești. Ne-ar mai fi păsat atunci de supărarea lui Jupân Wolf, bancherul. Dar de unde ai vrut să bănuiesc eu că Cezar și cu dracii ăia de băieți or să-i spargă tocmai lui geamurile de la prăvălie? Și crezi, Sandule, că e supărat pe noi? Ba bine că nu. Și crezi că nu o să ne mai dea banii pentru zestea fragăi? Nici un pitac de cinci. Și crezi tu că nici măcar nu o să mai vie? Firește că nu o să vie. Uite feciorul. Cuconiță, Cuconiță, a venit domnul Moise Wolf și spune că vrea să vorbească cu boierul. E, vezi, poftește-l în casă. Bine, Cuconiță. Îți spuneam eu. Poftiți, 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 vreau. Fără Profiro, să-ți mânușițele. Poftim, poftim, domnule Wolf. Fii bun și ia loc lângă noi. Tocmai vorbeam de dumneata. Vorbeam de lup și Wolf la ușă. Wolf e totdeauna acolo unde sunt prieteni vechi și oameni cum se cade. Niște oameni de omenie ca dumneavoastră. Bărbatul meu se temea. De unde m-ai scos și pe asta? Mă temeam. Spuneai? Nu spuneam nimic. Mă gândeam numai că în locul lui Wolf, după cele întâmplate... Coane Sandru, eu te cunosc mai bine. După cele întâmplate, ai fi venit ca și mine cu un sfert de ceas mai înainte de ora întâlnirii. Noi bătrânii știm să prețuim valoarea vremii și cuvântul-i cuvânt. Dragă Wolf, bunul meu, Wolf. Ia loc, domnule Wolf. Mulțumesc, mulțumesc, Corința mea, de altfel sunt strașnic de obosit. Azi am urcat de două ori scările Ministerului de Interne și mi-am dat seama că îmbătrânim cu Anisandru și că nu ne mai țin picioarele. Vezi, asta e mai rău decât audiențele refuzate și decât geamurile sparte. Tot glumeța e rămas, bătrânule. Ești ca și mine, o să murim amândoi, jupune Wolf, fără să luăm viața mai în tragic decât se cuvine. Eu nu iau în tragic, dar o iau în serios. Bănuiesc cu Anisandule că n-ai chemat pe jupân Moise ca să-l auzi făcând filozofie. Nu, nu e nicio grabă. Doar nu ne alungături, ci mai putem vorbi și de ale noastre, nu numai de afaceri. Nu zic nu. Ce, e vorba de băiatul meu? A dat banii? S-a ivit o mică piedică. O chestie de formă, se pare. Tocmai de asta te-am rugat să vii. Băiatul meu, Stroie, n-a dat banii? Uite ce-i, dragă Wolf. Când ne-am înțeles împreună, știi, săptămâna trecută, rămăsese vorba să primim un milion de la Stroie. În schimb să semnăm eu și Profirița toate garanțiile de cuvință. Acum s-a iscat o neînțelegere între noi în privința garanțiilor.
Noi am spus că e de mac la mână, întărit prin tribunal, dacă e nevoie. Sau poliță, dacă n-are încredere. Lasă, Profiriță, nu-i vorba de încredere. Afacerile sunt afaceri. Cu Alessandru, între noi nu sunt afaceri. Între noi e încredere și prietenie de o viață întreagă. Tocmai de asta, dragă Wolf, mi-ai luat vorba din gură. Așa i-am spus și eu lui Stroie Lupescu, feciorul dumitale. Dar el ține morții să-i punem casele amanet. Da. Și încă pe termen scurt, cum să plătim noi 1 milion în 6 luni? V-a spus în 6 luni? E termenul ca termenul, dar eu pot să mor, dragă Wolf. Să ajungă Profirița să-i se scoată lucrurile la mezat? Conesandule, îți mulțumesc că m-ai chemat. Desigur că Stroie n-a înțeles bine ce am spus. Mă duc să-l caut și dacă a greșit, îl aduc eu să le cear iertare bătrânilor mei prieteni. Să rămâne și să-l coară Profirița. Îți mulțumesc, domnule Wolf. Îți mulțumesc. Sărutmine, bunicuțo, sărutmine, bunicule, sunteți aici? Vi l-am adus pe domnul deputat Tache Iliescu, mândria tribunii parlamentare. Bată-vă noroc. Sărut mâinile, mama. Azi nu te duci la cameră, domnule Tache? Ne ducem amândoi, bunicuțo. El, marele parlamentar, eu, marele reporter. Tache vrea mai întâi să-i fac o surpriză iubitei lui logotnice, care peste o săptămână va fi mireasă. A trecut pe la florărie și a cumpărat un car de flori. E acasă? Da, Fraga e nodaia ei. Cucu! Mișoara Fraga, iubita mea. Ține-ți spate fără mine. Știi, domnule Iliescu, asta se numește... Mi se pare că... Trădare, domnule Iliescu, trădare curată. Un logodnic care uită de doamna visurilor. Iartă-l, Fraga, iartă-l. Eu sunt de vină. Nu, tu nu te amesteca. Nu-ți dai ochii peste cap și nu suspin și nu juri că o să mor de dragoste ca domnul ăsta. A spus asemenea prăpăstii? Da, și altele încă. Atunci nu mai încape iertare. Nici o pedeapsă nu poate fi prea mică. Amândoi mă condamnați așadar, dar pentru ce? Auzi, pentru ce? Pentru că, domnule, nu trebuia să mor de dragoste. Unde ai mai auzit dumneata că moare cineva de dragoste în vremea noastră? Da, pedeapsa e una singură, în genunchi. Cum? Aha, în genunchi, prin urmare. În genunchi. Bine, poftim, stau în genunchi și cer iertare. Bate-i norocul să-i bat de copii. Da. Uite-te, Santule, uite-te la tâșii cum se joacă. Degeaba nu s-au schimbat oamenii. Parcă ar fi pe vremea noastră. Coana, mi-a venit un comisionar cu niște flori. Oh, sunt pentru mine. Spune să intre. Cine l-a trimis? Nu știu, Duduie. Îl întreb îndată. Dumneata? Domnule Tachi? S-ar putea. Am trecut acum cu Cezar pe la florăria din Rothan. Tachi ți-a cumpărat o grădină întreagă de liliac alb. Să-l vezi, Fraga. E o minune. O liliac alb? Mi-ați luat liliac alb? Vin să te sărut. Sărut mâinile, Coniță. Da. Ăsta e? De ce e asta, Cezar? O crangă nenorocită de liliac? Habar n-am. N-o fi al nostru. Da, cine te-a trimis, omule? M-a trimis de la florărie. De la care florărie? Da, la cine te-a trimis? Ți-a dat vreun bilet? Da, sărmâinile. Uitați-l. Domnișoarei Fraga Serdaru, Tache Iliescu, deputat. Nu se poate, e o eroare. Dar citește dumneata însuți. Tache Iliescu, deputat. Da, eu sunt. E cartea mea de vizită, dar nu mai înțeleg nimic. Cezar, ce înseamnă asta? De unde vrei să știu eu? Probabil că ai mai trimis flori și la altă cucoană. Ce? Aduți aminte bine, nu? Și din eroare s-a făcut schimb de dame, nu? Trebuie să fie una slută foc. Uite ce creangă jumulită i-ai trimis. Dar n-am trimis altcineva. Erai și tu de față când am cumpărat florile, nu? Dar unde sunt atunci? Dacă nu le-ai trimis nimănui, de ce mi-a adus mie creanga asta și pe ale mele le-a adus la alta? Nu vreau florile. Dați-mi florile! Flori! Vin! Iată o grădină întreagă de liliac alb. Florile mele. Domnul Iubescu. El însuși, scumpă domnișoară, trimis în ambasadă de zeița Flora, care, auzind rugămințile dumitale, a smuls cu ciudă florile din mâinile comisionarului și a grăit servului său: Stroie Armand Lupescu, ia ramurile astea de liliac înflorit și depune-le cu propriile tale mâini la picioarele încântătoarei mele, Fraga. Iată, tocmai așa și fac. Ce de flori! Îți mulțumesc din inimă, domnule Lupescu. Asta e culmea, tot lui îi mulțumesc. Nene Tache, a învârtit-o bine bancherul. Mie mi-o spui. Așa le învârtește el pe toți. De fabrici s-a învârtit cu banii acționari.
acționarilor, de avere s-a învârtit cu banii statului. Acum poftim până și de darul se învârtește tot cu banii altora. Bani, bani, ce importanță au banii? Totul e gestul, dragul meu. Da? Domnul Lupescu a înțeles nuanța pe care logodnicul meu a desconsiderat-o. Datoria unui gentleman e să trimită flori prin alții. Datoria unui om care iubește e să le aducă el însuși. Mare lucru, a cumpărat pe comisionar. Ca pe un simplu deputat. Ai vrea tu să mai cu același preț. Ai încercat și cu mine, tatăl Lupescule, dar nu s-a prins. Am luat 9 piei după tine. Și o să mai iau. Bine că mi-am adus aminte. Am aici în portofel o veste gravă pentru Mătăluță. Ce? S-a întâmplat ceva? Nu ți-o spun pe veresie niciun cuvânt. Cât dai? A trecut? Nu umbla cu machiavelisme. Știi bine că nu afli nimic. Mai e nevoie de o jumătate. Îi ai? Încă o jumătate de milion? Imposibil, imposibil. Gândește-te și tu. E prea mult. De unde vrei să mai scot? Am dat destul. Nu te grăbi. O să-ți muși pumnii pe urmă. Asta se hotărăște totul. Depinde de tine. Dacă dau, e sigur? Cum aveți și cum te văd? Bine, 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 bine. Fie, fie. Pentru deputatul nostru, cum să nu fac sacrificiul ăsta? Ajută-mă să așez florile în vase, domnule Tache. Un moment, nu mai am ceva de vorbit cu Lupescu. Cezar, da. Dă-i tu o mână de ajutor, domnișari Fraga. Da, da. Noi trecem dincolo în salonaș. Să nu pierdem vremea, e aproape două. Peste o jumătate de ceas se deschide ședința. Ai banii la tine? Cum vrei să i-am? O să umblu cu milioanele la mine. Spune-mi ce ai făcut și după aceea e simplu ca bună ziua. Trecem pe la bancă și... Vezi că aș avea nevoie imediat de ceva bani. Nu între asta m-a dat gata. Caută, poate e măcar 40-50 de mii. Asta poate, dar ce ai făcut? Vagoanele au ajuns de-al alter la graniță. Se pare că șeful vămii, știi, probabil ca să ciupească și el ceva, încerca să facă pe afurisitul. Voia să adreseze la București să ceară noi referințe sub cuvânt că arama e complet prohibită la export. Secretarul meu a înțeles primejdia. În afaceri ca astea, orice ceas și orice minut contează. Mi-a telegrafiat prin urmare. Uite, am aici, am în două telegramele. Asta, nu. Asta e cea din tâi, ascultă. Vagoanele sosit, stop. Comunicat, permisul export aramă, stop. Șeful făcut dificultăți, stop. Motivează întârziere, necesitate cerut referințe București, stop. Interveniți urgent, minister, stop. Comunicați dacă autorizați tratative speciale. Mișu, stop. A intervenit? Firește, i-am răspuns lui Mișu. Iată și ultima lui telegramă. Intervenție minister inutilă, stop. Convenit conform autorizației, stop. Imposibil obținut sub 500.000. Avertizează Lupescu. Stop. Telefonați urgent dacă pot avansa banii, Mișu. I-ai telegrafiat? Era să te mai întreb, orice clipă pierdută putea să dea de mal toată afacerea. Recunoaște și tu dacă prindeau de veste canalile alea a pașii presei că exportăm arama arsenalului. Dumnezeule, ce nuntă! Așa cu un sacrificiu de nimica toată. O jumătate de milion. Nu fi zgârcit, Lupescule. Mărturisește cinstit. Cât câștigi în afacerea asta, bine, ajunge. Bine, 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 să nu mai vorbim. Și încă o jumătate de milion. Dă-mi arvuna. Da, să văd dacă am. Poate, ai aici 50.000. Diseară restul. Diseară i-am? Sfânt, sfânt. Dar acum, Tache, între noi, știi, ca să nu mai am remușcări că am plătit prostește. Nu-i așa că telegramele, cele două, sunt cu cântec, a? Cum cu cântec, Lupescu? Așa, o înțelegere între patru oi cu Mișu al dumitale ca să bată telegramele, să mai scoateți în chipul ăsta de la tâlharul de Lupescu încă o jumătate de milion. Visez, ești nebun. Bine, nene Tache, fii liniștit. Nu mai întreb nimic. Ce să mai întreb după ce am plătit? Să vorbim mai bine de lucruri mai serioase. Cum merge nunta? Strună. Cheltuielile cam mari. Dar o să-mi scot din capital. Bătrânii au consimțit să-mi dea cele 5 milioane zestri cum am cerut eu. Da, fata. Fata? Fata e moartă după mine. Pricep și tu. De lepădat nu sunt. Apoi deputat. Mâine, poimine, mai știi... Ministru... Excelență!
Oh, și eu care credeam că vorbiți de lucruri serioase. Da. V-ați retras aici singur și dumneavoastră faceți politică. Tocmai terminasem discuția și așteptând grațioasa ma tale apariție, ne gândeam la ziua când domnul Tache o să fie cândva ministru. Oh. Cum de duie, fragă, nu ți-ar plăcea să fii nevasta unei excelențe? Ah, mersi. Ca să-mi zică și mie lumea că sunt nevasta unui șobolan. E, care lume? Câțiva ziariști, câțiva stâlpi de cafenele. Pe când, să fim drepți, restul se închină până la pământ în fața miniștilor, fie conservator, fie liberal. Atunci, iubita mea, ce aștepți? Ce vrei de la viitorul dumitare? Ce vreau? Mă întreb ce vreau. Dar așa de simplu. Vreau mai întâi să nu mai trăiesc, oricâtă libertate aș avea, veșnic și veșnic între doi bătrâni. Vreau ca toate fetele de vârsta mea să-mi trăiesc viața de plin, zgomotos, să mă îmbăt de muzică și dans, să amețesc trecând dintr-un braț într-altul, în legănări de tangouri, să străbat vesele prin viață ca într-un șimin obosit. Vreau flori, parfumuri, foșne de mătăsuri. Vreau o limuzină capitonată în care iarna să mă ghemuiesc printre blânuri ca o pisică friguroasă. Și vara? Vara! Vreau un torpedo de 100 de cai putere în care să zbor la volan departe, departe, până la josea. Mi le-ai făgăduit, dragul meu logodnic, să nu-ți retragi cuvântul? Adu-ți aminte, e prima condiție pe care a acceptat-o când bunicul ți-a acordat solemn mâna asta nedisciplinată. Nu retrag nimic, mașinile sunt comandate. Dar unde e dragostea, Duduie Fraga? Între toate florile, muzicile, limuzinile și foxtroturile astea amețitoare. Oh, ce pașoptist ești, parcă ai fi bunică. Nu mai aș închipuie că nu se poate dragoste adevărată decât la gura sobei între doamne care oftează în pletin ciorapi și legitimul care o urmărește languros cu ochii, răsucindu-și tacticos țigara. S-au schimbat vremurile, pe ce lume trăiești? Are dreptate, Duduia Fraga. Iubirea actuală nu mai e cea de altă dată, din vremea bunicii. S-a schimbat? Dar cum? Nu văd. În ce sens? Apoi asta nu știu nici eu. De aceea m-am mărit, o să văd. Deocamdată presimt numai. Întrevăd ceva nou, necunoscut. Lucruri mult mai mari, în unison cu epoca noastră. Senzații nase mult mai zguduitoare și mai puternice decât murmurul monoton. Te iubesc, fraga, te ador, Tache. Trei ceasuri s-a deschis ședința la cameră. E, las, că nu-i nimic, câteva minute de întârziere. Na, nu o să se prăpădească nimeni dacă lipsești într-o zi. Imposibil, toată opoziția astăzi în păr. Ultima ședință. Interpelări, buget, legi urgente. Guvernul i-a dus pe ei nu știu cu telegrame din provincie. Crede-mă, Duduia Fraga, datoria înainte de toate. Oricât de plăcut mi-ar fi să te aud ciripind așa de frumos despre lucruri asupra cărora o să schimb părerea a doua zi după nuntă. Crezi că o să mă schimb? Garantat. Și pe ce te bizui? Pe mine. E, dar vremea trece. Lupescule, mai cu mașina? Unde e Cezar? Cezare! Cezare! Vino, plecăm la cameră! Ce? Gata, plecăm? Da. Spune șoferului să pornească mașina. Suntem în întârziere. Bine. Așa de repede ne părăsești, domnule Tache? Repede? Vai de mine, nici nu știu unde mi-e capul. L-am văzut în antret. E, nu. Nu jobe, nu coane, Sandule. Capul. Capul. E la afaceri. La cameră. Ba, mata, m-ai făcut să-l pierd, Duduie răutăcioasă. Lasă că ne răfuim noi. La revedere, sărut mâinile, coană Profiro. Hai, Lupescule. O vorbă, domnule Lupescu. Și două, coană Profiriță. Am vorbit cu tatăl dumitale, jupân Moise. Azi, știi, în afacerea noastră. Da. Te caut acum, tatăl dumitale, pentru problema aceea. M-ai îndatora mult să vii azi să ne vezi. Lupescule! Da, îndată! O să trec pe la dumneavoastră negreșit, pe la 5. Da. Sărut mâinile, sărut mâinile. La revedere! Ce balamuc, Dumnezeule! Unul vine, altul iese, strigă, țipă.
Stau toți ca pe jeratec. Nici tu țigare, nici tu caferuță. Parcă a dat strechea în oameni profiliți o nu altceva. De omule, ce vrei? Ca la nuntă. Nuntă, nuntă, da. Și noi am nuntit pe vremea noastră profiliți. O adu-ți aminte. Că doar mă pârșoleam de dragul tău. Dar mergeau treburile cu socoteală, nu ca acum. Cu săpăciții, cu zvânturații ăștia. Nu vezi? De dimineața și până seara zvrr mașinile, trosc și plăsc și buf, ușile de perete. Pst, toate alandală. Bine că s-au dus. Spune mai bine că n-ai tras un pui de somnișori pe masă și de aceea bumbănești și cârtești într-una. Mărică, bine zici. Ce-ar fi dacă mi-aș întinde oasele o jumătate de ceas? Hă? Fă cum știi. Du-te în odaia turcească. Nu cred să fie nimeni acolo. Mă duc atunci. Te scol eu când a venit jupân Moise sau pe Hai să dansăm, bunicule. Da, ce încet, 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 încet. Ce este, mă dobori? Ce te-ai apucat? Am aranjat, mergem diseară la Snagov. Mâncăm pe iarbă verde cu șampanie și cu lăutari. Lupescu ne ia pe mine și pe Tache în mașina lui. Cezar a spus că trece pe la Mărioara. O să fie o droaie de băieți și fete. Bunicule, o să dansăm pe iarbă verde. Uite așa. Aceeași zi spre seară, în salonul casei Serdaru. De față sunt Conusandu, Coana Profira, jupân Moise și fiul său, bancherul Stroie Lupescu. Ultimul meu cuvânt. Înțeleg să fac toate concesiile din lume în privința dobânzii, acord toate înlesnirile de plată cu putință. Nu fac o afacere bănească. Suntem prieteni și vreau să rămânem prieteni, oricare ar fi riscurile unui împrumut de 1 milion. În vremurile astea de depreciere vertiginoasă a valorilor, am mers și mai departe încă. V-am acordat 1 an în loc de 6 luni, când de azi, până într-un an, suma asta poate să nu mai valoreze decât pe jumătate sau nici chiar atât. Dar în privința garanțiilor, nu pot, nu mi este îngăduit, n-am drept să fac vreo concesie. Ori accept cu girul deputatului Iliescu, ginerile dumneavoastră. Nu, asta nu. Doamne Sfinte. Atunci nu rămâne posibilă decât cea de-a doua formulă, ipoteca. Da, domnule Lupescu. Profiriță, nu te amesteca. Da. De ce nu vrei să înțelegi? Atunci spune tu ce știi. Explică-mi, te rog, scumpe domnule Lupescu, da. De ce ai mai puțină încredere în noi, în semnătura noastră, a mea și a Profiriții, decât în girul domnului Iliescu? Nu e vorba de încredere, Coane Sandule. Dacă ar fi vorba numai de încredere, dumitale ți-aș da toată averea pe mână, fără umbră de îngrijorare. Atunci? Atunci de ce? Pentru că, uite, nu vroiam să vorbesc. Îmi scoateți cu cleștele cuvintele din gură. Pentru că, în caz de neînțelegere, Doamne ferește, Tache e mai tânăr decât dumneata, pentru că e și viață și moarte la casa omului. Așa e, așa e. Are dreptate domnul Lupescu, Profirițo, la vârsta noastră. Stroi are dreptate, în interesul copilului are dreptate. Coane Sandule, așa cum ai ascultat totdeauna fără să te căiești, trebuie să mă ascult și de data asta. Iscălește actul de ipotecă fără teamă. Dacă spune jupân Wolf. Da, iscălim, Sandule. N-avea nicio grijă, Coană Profiro, poți să iscălești cu ochii închiși. Deci să-i scărim atunci și o să fie fericirea fetii înainte de toate. Doar nu o să ducem cocioabele astea cu noi în mormânt. Dă hârtire, Coane Lupescu. Banii o să vii aducă tata. Tată, ești dumneata bun să treci pe la bancă. Mașina e da, jos. Da, mă duc eu înainte. Coap, eu sunt! Doamne, măica domnului, ce vigilie se mai apropie? Vigilia și sosit, domnișoara, frate. Diavole, diavole, și mai bine cu mine, drăgușor, putere. Niciun drac, dragii, am lăsat pe toți în rezervă pentru bărbatul meu. Aici sunt numai eu. Uite ce elegantă sunt. Parcă scoasă din cutie, dintr-un jurnal de mode. Uite și pălăria de sport, pentru care te certai cu mine că e prea scumpă, urăciosule. Nu-i așa că-mi de bine? Cum a găsești, domnule Lupescu? Adorabil, superbă. Nu-i adevărat, așa le spui la toate. Cum să spun atunci în special? Da, nu știu, căută, inventează, găsește ceva numai pentru mine. Sunt așa de fericită azi, aș vrea să fiu frumoasă. Dar mai frumoasă decât atâta. Când cel care va avea darul să-mi placă își va aprinde țigara,
să-i smulg chibritul, să-l arunc în aer și să mi se pară astfel că eu am dat foc stelelor pe cer. Ce? Ce te-a apucat, Fraga? A nebunit fata noastră, Profiliță. Nu te știam, poetă, Duduie Fraga. Poetă, nici de un pitac de cinci. Poezia e pentru sufletele melancolice. Eu sunt fericită. Ești tânără, Duduie Fraga, ești tânără. Iată taina fericirii, tinerețea. N-ai dreptate. Bunicul meu numai tânăr nu e. Uită-te la părul lui alb. Și cu toate astea, nu-i așa, bunicule? Cine mai vesel și mai fericit ca tine? Pentru că te avem pe lângă noi, fata moșului. Pentru că ni se topesc necazurile ca zăpada când mijesc ghioceii lângă tinerețea ta. Bun. Ai vorbit ca din carte, Conesandule. Vezi, ăsta e adevărul. Întinerim și noi cea din urmă tinerețe pe lângă dânsi și uităm că vremea trece, eu am și plecat. Te conducem. Dumneata te duci și ceilalți nu mai vin. Dar unde-i tache, domnule Lupescu? Unde vrei să fie, n-auzi? La cameră, scandalul de la cameră. Asta e în fiecare zi. Nu mai știu ce să născocească ziariștii ăștia și dau mereu cu scandalul de la cameră. Și culmea e că azi, prin excepție, n-a fost niciun scandal. Atunci de ce nu vine? Întârziam, o să plecăm pentru Nelly. Nici eu nu știu, ne înțeleseserăm să ne întâlnim cu toții aici la 5:30. Mai cu seamă că ședința era de o plictiseală. I-am ascultat cu răbdare de înger. Când am văzut însă că se urcă la tribună un deputat din provincie, mi-am spus, asta nu, nu, n-am omorât doar pe nimeni. Și mi-am luat frumușel ca trafuzele și am plecat. Nu e mai bine aici lângă dumneata, care ești însuflețirea, exuberanța, viața personificată? Cum pot să încapă atâtea izvoare de viață într-un corp firav ca o trestie și fragil ca un vas de sevră? Ia seama, bancherule, încep să devii poet sau să-mi faci curte. Ceea ce la început e totul, nu? Dacă n-aș fi însurat... Hai, nu fi șiret. Însurătoarea, ești convins și dumneata, era o piedică până acum și încă. Dar peste o săptămână, când o să mai fiu domnișoară, vom avea aceeași situație legală. Și egală? Voi putea, prin urmare, vorbind de la egal la egal, să sper? Însă nu sper nimic. Și ce anume ai vrea să speri? Un cuvânt, un nume, al meu de pildă, pe carnețelul dumitale de dans. Bancherule, ești în întârziere cu cel puțin câteva decenii. Numai pe vremea bunicii, treabă, doamnele cu ciurnură și crinolină ascundeau printre penele de struț ale evantaielor, printre dantelele corsajelor decoltate, carnețelele misterioase de ivor. Ești adorabilă. Aiarăși. În ciuda protestelor dumitale, n-o să mă satur niciodată să ți-o spun îndeajuns. O să-ți pierzi timpul degeaba. Atunci, cum să-ți intru în voie? Caută, tot eu să-ți spun. Nu glumi cu mine, nu glumi cu mine, dacă nu am să-ți dau tot ceea ce e posibil și imposibil și toate plăcerile vieții și zilele minunate de dragoste nebună și nopți nesfârșite de patimă aprinsă și sufletul meu și inima mea și contrabanda. Tu, ce te-a apucat? Ce vrei să fac cu contrabanda? Nimic. Și viața, și visurile, și speranțele mele, și florile, și mătăsurile, și aur, și arama. Arama? Arama, 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 toată arama arsenalului. Ce, domnule Lupescu, ce ai? Ești, ești roșu și aprins la față. Nimic, nimic, emoție. Ia vezi, Fraga, ce tot strigă spânzurații aia pe stradă. Să ne cumpere și nouă un ziar. Da, a căzut adevărul, lupta. Aurora, Aurora specială cu sinuciderea deputatului Tachi Iliescu. Ce este? Dar ce s-a întâmplat? Ce-i Profilițu? Ce înseamnă asta? Dumnezeule, ce s-a mai petrecut? Știi ceva, domnule Lupescu? Ce? Nu știu, ce vrei să știu? Aud și eu. Dar trimite-ți după ziare. Adevărul. Aurora, uite că vine cineva. Cezare, puiule. Puiule, ce s-a întâmplat? Ce ai adus ziare? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? S-a sfârșit. Ce? S-a sfârșit totul acum. Ah, mizerabilul tâlharu. Mizerabilul ne-a făcut de râs. Iată. Iată ce scriu ziarele, iată! Cine? Cine? Ce este? Ce-i cu tine, Cezare? Ce s-a întâmplat, copilul meu? Ce s-a întâmplat? Rama! Da, citește! S-a sinucis logodnicul meu! Nu cred. Așa scriu ziarele. Mamă, bunică! Copilul meu! Dar ce este? Ce
s-a petrecut, pa? Eram prea veselă, prea fericită. Întrevedeam eu că o să se sfârșească așa. Rodul imbecil, cum e cu putință una ca asta? N-a spus nimic, nu s-a apărat, nu l-a apărat nimeni. A fugit de la cameră ca un laș. Cum e cu putință? Dar de ce? Ce-a făcut? Spuneți-mi și mie ce-a făcut. A furat? Dacă n-ar fi decât atât. L-a prins cu fraude? Asta n-ar fi nimic. Dar ce atunci? S-a lăsat prins. Tache a căzut ca un nătâng în capcană. S-a dat el singur pe mâna opoziției. Dar cum asta? Nu mai înțeleg. Nimic nu prevestea furtuna. O ședință banală ca toate celelalte. Când a plecat Lupescu, eram gata să plec și eu. Mă plictisisem. S-a urcat însă la tribună un deputat din opoziție și am mai stat să văd și eu puțin. A vorbit așa cam vreo jumătate de ceas. Nu l-a ascultat nimeni, doar liberalii îl întrerupeau din când în când ca să-și bate joc de dânsul. Mi se pare că trebuia tocmai să-și sfârșească polologia când, printre alții, așa, Tam Nesam, l-a întrerupt cu o glumă și Tache. Atunci, deodată ca un apucat, cu pumnii strânși, cu părul vâlvoi, doctorul Lupu a sărit de pe scaun și a strigat: Dumneata să nu vorbești! Dumneata ești un hoț! Și întreba mereu: e adevărat, domnule Iliescu, că ai trecut arama arsenalului peste graniță? Nu e adevărat, i-a răspuns hotărât Tache. E adevărat că arama aceasta a fost exportată pe numele unui samsar, Armand Stroie Lupescu? Nu e adevărat, i-a răspuns tot așa de hotărât Tache. E adevărat că ai primit pentru intervențiile dumitale 500.000 de lei? Minți! I-a răspuns răsunător Tache. Majoritatea răsufla ușurată. Începuse să râdă și aplauda ironic chiar. Atunci însă, pălmuit de replica adversarului, doctorul Lupu a scos din buzunar câteva hârtiuțe și le-a fâlfâit în aer. Mint eu? Dar telegramele astea scrise și subscrise de dumneata, hoțule, mint și ele? Și a citit în stupoarea camerii, în întreruperile scandalizate ale tribunelor, 5 telegrame schimbate între Tache și Mișu, secretarul lui. Vă închipuiți scandalul, înțelegeți dezastrul. Bine, dar membrii guvernului sunt doar solidari cu majoritatea. Guvernul n-a vorbit, n-a spus nimic. Aș, doar premierul a fost la înălțime. A vorbit? Ce a spus? Admirabil. A recunoscut de la început că documentele invocate de doctorul Lupu dovedesc că e ceva putred în mapele statului. A declarat că guvernul, conștient de răspunderea lui, înțelege să ia sancțiuni împotriva vinovaților, împotriva anarhiei, în oricare din instituțiile unde ar fi cuibărită. A terminat făgăduind chiar că funcționarii inconștienți de la poștă care s-au vândut, comunicând telegramele particulare, trădând astfel secretul profesional, vor fi pedepsiți conform legilor. Bravo! Așa vorbește un adevărat om de ordine. E firește, au să trădeze secretul profesional. Titulescu e de vin. Așa a lăsat să se înțeleagă și premierul, când a făcut o aluzie discretă la anumiți factori răspunzători care pactizează cu anarhia. Atunci majoritatea s-a sculat ca un singur om în picioare și a făcut o ovație delirantă. Bine, dar atunci situația-i salvată. Da. Nimic nu-i pierdut. Așa am crezut și eu. Da, Tache, ce-a făcut Tache? Tache. Tache, fii tare, fraga. Lovitura e cumplită și nemeritată. Mama, bunica, ce-a făcut Tache? Tache crezuse probabil ca și noi că situația era definitiv compromisă. Când după discursul premierului majoritatea și-a revenit în fire și ar fi vrut fără îndoială să-l aclame, dacă pe o victimă a celor de la poștă, președintele i-a dat cuvântul. Doamne, o să aud câte zile avea glasul președintelui. Domnul deputat Tache Iliescu are cuvântul. Urmată toată cerei lungă, groasnică, indescriptibilă. Un imbecil de ușier începu însă să strige și el cât îl ținea gura: domnul Tache Iliescu, domnul deputat Tache Iliescu să poftească în sala de ședințe. Dar cum Tache nu apărea de nicăieri, un zvon de râsete străbătu adunarea. Timid mai întâi, apoi în surdină, apoi tare, din ce în ce mai tare, până ce sala întreagă, tribunele cu pola, însăși cu pola, a clocotit de un singur și enorm hohot de râs. Cei din opoziție urlau, cântau, miorlăiau pe toate glasurile: Tache, să fie Tache. Dar unde era Tache? Ce făcea Tache? Se sinucisese. Murise. Leșinase. Tache fugise. Nemernic. Nu s-a făcut de râs. Compromis. Din păcate nu mai pe el. Odată cu dânsul ne tărăște și pe noi în prăpastie. Neamul serdarilor acoperit de noroi. Nu, asta nu, băiete.
Cât timp Mossandu n-a închis încă ochii, nimeni nu va putea să se laude că se atinge de cinstea familiei. Brațul bunicului e slăbit, dar tot se va putea ridica drâs ca să apere cinstea familiei. Ce să mă fac, bunicule? Ce să mă fac de aici înainte? Răbdare, răbdare și încredere, copila mea. Hai, hai, șterge-ți ochi. Nu mai plânge. Cât ești lângă Mossandu, să nu spese de nimic. Îți pare rău după dânsul, nu? Vrei să te măriți? Bine, atunci lasă că-ți găsim noi. Nu-i așa, Lupescule? Un făt frumos, viteaz și tânăr. Nu un fugar ca de-al de ăla. Mai e vorba, Duduie, fragă. Lac să fie. A, știu și eu, nu o să rămâne măritat. Dar acum, cum să mai scot capul în lume? O să mă arate toți cu degetul. Cum o să mai mergem la Snagov? Și toate rochile mele de nuntă. Și lui, ce să-i spun? Ce o să-i spun dacă mai vine pe la noi? O să mai vină pe la noi? Să poftească. Să pătimim și rușinea asta. Fugarul ăla să mai calce pragul casei noastre. Dar dacă vine totuși? Dacă vine? Pun feciorul să-l dea în brânci afară. Nu, nu, Cezar, nu. Aici eu sunt capul familiei. Nu feciorii. Eu i-am deschis larg ușile. Eu am datoria să-i închid. Coniță, Coniță! Ce este? Domnul deputat. Cine? Care deputat? Care? Domnul Tache. Tache? Cine? Mă bunicul de tui dumneavoastră. A venit domnul Tache Iliescu. Aici? Tache? Ce? A spus că vrea să-i spună ceva boierului. Mie? Vrea să vorbească cu mine. Da-ți-mi un sfam. Stai, bunicule. Ce ne facem acum? Am păcătuit. De bună seamă că am păcătuit cu ceva împotriva domnului. Fie. Voi bea paharul amărăciunii până la fund. Unde-i domnul acela? L-am poftit în birou. Bine, spune-i să aștepte. Să simtă cel puțin atât, că-l facem într-adin să aștepte. Tu, da. Cu ce crezi, Plăfirițu? Da, cum crezi și tu, Sandule? Nu, cum cred eu, nu, că l-am primit în casă, ne-am sfătuit împreună. Am ascultat și părerea ta, să le sfătuim și acum, suntem toți. Consiliul de familie să hotărască. Eu aș dori să mă retrag. Nu, pane Rupescule, dumneata ești ca și de-ai noștri. Poftim. Poftim, ia loc lângă mine. Da, firește, da. Care e părerea dumitare? Știu și eu, greu de hotărât, înțelegi? Păi de ce greu? În afacerea asta trebuie să ne întrebăm numai dacă domnul Iliescu mai e demn sau nu să intre în familia noastră. Atât. Și cum să-i comunicăm hotărârea, bunicule? Fără îndoială, dar o căsătorie. Nu e numai o afacere de onoare, e și o chestie de sentiment. Sunt probleme complexe în joc, aspecte, posibilități diferite. Da? Eu sunt mertat, nu era nimeni pe afară. Dumneata era, intră și pune Wolf. Vii la timp ca totdeauna. Vino să ne sfătuim împreună, bătrânul meu prieten. Deși ne găsești mâhniți și amărâți, nu cu voie bună, cum ne-ai lăsat. Am aflat întârzi de cele petrecute. De bună seamă că ați luat singura hotărâre care se cuvine. Dacă am venit, e numai ca să-mi țin făgăduiala. Milionul este întreg aici, Corisandule, dacă mai ai sau dacă nu mai ai nevoie de dânsul. Ia banii înapoi, domnule Wolf. Ce să mai facem acum cu dânsii? Îi dăm înapoi, Profirițo. Cum zici și tu, Sandule? Păstrați-i mai bine. Dar lăsați chestia banilor la o parte. Zestre, tot zestre. Nu o să rămână Duduia Fraga nemăritată. Acum e vorba de altceva. Ce răspuns vreți să-i dați? Cu piciorul. Nu. Un om sub acoperișul unei case cinstite, chiar nedemn să fie, e tot om. Primește-l dumneata, Conesandule, sau primiți-l cu toții. Cu toții. Așa. Cu toții, așa zic și eu. E mai bine, mai impunător. Așa, și spuneți-i simplu și liniștit că în urma celor petrecut îl socotiți dezlegat de orice îndatorire. Foarte bine. Îl primim aici? Nu aici. În birou. Știi, e mai demn. Nu. Mergem atunci cu toți. Eu nu merg. Bineînțeles, dumneata, nici n-ai nevoie să mergi, Duduie Fraga. Familia trebuie să-i dea răspunsul, nu dumneata. Tată, dar dacă ține să-i vorbească, să-și ia adio, să-i restituie inelul. Să-i comunice prin bătrâni ce are să-i spună. Sfatul ar fi înțelept, dar mi se pare exagerat și lipsit de inimă. Așa cred și eu. Am putea dacă vrea, dacă vrea să-mi vorbească. Aș vrea și eu să-mi vorbească, să-l las să-mi vorbească, să se umilească și după aceea, fără un cuvânt, să-i întorc spatele. Admirabil! Iar trebuie măcar pedeapsa asta. Da. Bine, foarte bine. Să nu mai pierdem timpul degeaba. Să vedem acolo ce-i de făcut. Da. Deocamdată am luat hotărârea de căpetenie. Hai, Profirițu. Hai, da, Sandule. Vino, Cezare. Da, vin, bunicule. Da, voi așteptați-ne aici. Da, bunicule. Ești mâhnită tare, Duduie Fraga. Da.
Cine ar fi crezut, domnule Lupescu? Acum un ceas... Ei, erai așa de fericită. Da, poate că de asta. Acum s-a sfârșit. S-a prăbușit, s-a distrus totul. Nu mai înțeleg nimic. Nici nu mai știu ce e cu mine. Mi se pare că trăiesc un vis urât. Din păcate, nu e vis. Vis a fost fericirea. Oh, când ai ști, dragă domnule Lupescu, o visam așa de nesfârșită. Îl iubeai? Îți pare rău după dânsul? După el? Dar dumneata știi, mă măritam odată, scăpam de aici, eram liberă. Vremea nu e încă pierdută. Știu, mi-ai spus-o, nu o să rămâne măritată. Dar până atunci... El n-a plecat încă. E ca și plecat. Dumneata, nu i-ai spus încă ultimul cuvânt. Pot să-l mai spun altfel? Și de ce nu l-ai spune? Unui om compromis? Compromis? Asta e o vorbă. O vorbă ca atâtea altele. Cine mai pune preț astăzi pe vorbe? Compromis. Dar uite-te în jurul dumitale. Cine a mai rămas necompromis? Nu vorbesc de proști ăștia, sunt compromiși din naștere. Dar cei tari, cei puternici, cei bogați, cei care conduc opinia publică, crezi dumneata că e vreunul dintre ei care să n-aibă pete pe suflet? Aoleo, dacă toate fetele n-ar căuta decât bărbați necompromiși, 99% ar rămâne nemăritate. Da, știu, știu. Nu mi-am făcut niciodată iluzii în privința asta. E, atunci? Dar oricum, nu un om descalificat. Dumneata vorbește astfel, dumneata care te lăudai că vrei să fii liberă, să faci tot ce dorești. De ce nu te gândești puțin, judecă? Un bărbat descalificat în ajunul nunții nu mai e un bărbat, nu mai e un stăpân, e o slugă. Îi pui condiții, e silit să le primească. Poți să faci din el ce vrei. Nu zici nimic? Știu și eu. De ce nu știi? Nu mai ești o copilă doar și nici nu o să te iei după capul bătrânilor. Ei și-au trăit traiul și-au mâncat malaiul, dar noi... Dumneata, noi mai avem de trăit. La vârsta noastră, cu morala, mor de foame, nu crezi? Știu și eu. Nici eu nu mai știu ce să cred sau nu. De un ceas îmi spun aceleași lucruri ca și dumneata. Mi se pare câteodată că ai dreptate. Dar crezi că aș putea să-l iau? Eu nu cred nimic. Chipzuiește singură, judecă, cântărește, mai ai numai câteva minute. Mi se pare că vin. Da. Eu mă duc să pregătesc automobilul. Poate că tot mai mergem la Snagov, eh? Da, să mergem, să petrecem. Să nu mă mai gândesc la nimic. Să amețesc în dansuri, muzică și șampan. Depinde de dumneata. Uite, vin, eu pregătesc totul. Da. Copila mea, am comunicat domnului Iliescu hotărârea familiei noastre. Sărut mâinile, Duduie Fraga. E tot ce aveți să-mi spuneți? Fraga, mă iertați, domnișoară Fraga, domnișoară Serdaru, nu mă așteptam. Sunteți așa de bună. După cele ce mi-au comunicat bătrânii, nu mă așteptam să mă primiți. Credeam că... Că o să fug și eu, domnule Iliescu. A, nu. Știați că nu pot să vă fac niciun rău. N-aveați, prin urmare, niciun motiv să fugiți. Da. Puteți însă, ca și ceilalți, să mă isconiți. La ce bun. De ce să mai adaug o nouă insultă zadarnică? Momentul e și așa destul de penibil. Vă mulțumesc. Voiam, înainte de despărțire definitivă, să vă spun un ultim cuvânt. Domnișoară, să nu mă judecați mai rău decât sunt. Dacă mai e cu putință, păstrați-mi într-un colț al inimii dumneavoastră o scuză, o îndreptățire, un prilej de iertare. Da, iertare. Vă făgăduiesc, deși mi-ați făcut mai mult rău decât vi-l puteți închipui. Îndreptățire, însă, asta nu. Nu, niciodată. Nu, chiar dacă vă spune că într-adevăr am dorit bani și am făcut afaceri pentru că visam să vă văd bogată, mulțumită și fericită în casa mea. Frumoasă fericire! Vezi și dumneata rezultatul. O întâmplare nenorocită. Iubirea mea. Nu. Nu mă așteptam la asta. Nu pot să spun că e o mărturisire tocmai jignitoare, dar oricum credeți că e momentul cel mai bine ales să mi-o faceți? E momentul despărțirii. Nu vă cer să mă credeți. Nu credeam nici eu că mi-e atât de adânc înfiptă în inima. Dar când am văzut că se prăbușește, că se năruiește totul în jurul meu,
Atunci un singur gând mi s-a pironit aici în creier și am simțit cum se răsucește ca un sfredel, cum rupe din mine și mă sfâșie ca o gheară, cum mă strivește ca o stâncă care se prăvale. Gândul amarnic și deznădăjduit că vă pierd. Acum puteți să chemați slugile și să le porunciți să mă dea afară. Da, dacă nu voi chema slugile. Cum? Dacă nu voi porunci nimănui să vă alunge. Tutuie, fraga. Dacă îți voi spune ceva mai mult, că nu sunt nici 10 minute de când chiar în același loc unde stai dumneata, un altul, Lupescu, îmi vorbea aproape cu aceleași cuvinte ca și dumneata și mă sfătuia împotriva tuturor să mă resemnez, să iert, să nu rup căsătoria. Lupescu? Lupescu v-a vorbit astfel? Da. Și dumneavoastră? Dumneavoastră? Eu l-am ascultat, cum te-am ascultat și pe dumneata și nu i-am răspuns și nu i-am făgăduit nimic, dar m-am gândit. Și? Și m-am hotărât, cu anumite condiții, să nu adaug la loviturile pe care le-ai primit astăzi o nouă lovitură. Și dacă accepți aceste condiții, fără ezitări, fără restricții, să consider ca valabil încă pactul de căsătorie. Primiți? Fraga! Duduie, fraga, dar cum să vă arăt recunoștința? Cu câtă iubire? Domnule Iliescu, să fim serioși. Nu e vorba de iubire și de efecte teatrale. E vorba de încheierea unui simplu pact. Iată condițiile. Le primesc cu ochii închiși. În primul rând, averea mea personală voi administra-o eu, cum voi crede de cuvință și în folosul meu exclusiv. Și a mea și tot ce voi putea să câștig, totul, totul. În al doilea rând, voi avea absolută libertate de acțiune. Nici urmăriri, nici spionaj, nici gelozie, nici imputări de niciun fel. Voi fi liberă, în sfârșit. În casa noastră comună vom trăi ca doi asociați. Pur și simplu ca doi asociați. Primești? Dar iubirea mea, ce să fac cu iubirea mea? Te iubesc, fraga. Încă o dată, primești? Dar măcar o speranță, dăm cel puțin o speranță că peste o lună, peste un an, peste doi... Pentru ultima dată te întreb, lămurit, primești sau nu? Primesc. Ați sunat, Duduie? Da, Veto. Spune-te, rog, boierilor, că-i aștept aici. Da, Duduie. Dumneata nu vei da nicio explicație. Vei fi expansiv fără exagerare. Voi încerca să mă descurc singură. Ce capete! Ce capete! De unde ați împrumutat capetele astea de mormântare? Copila mea! Bunicule, nu te mai recunosc. A schimbat repede capul. Parcă ești un cioclu cocoțat pe capră la funeralii naționale. Cu ce înseamnă asta, fraga? Bunicu, și matea, bunicu, ești adorabilă. Se vede bine că te silești să fii serioasă și nu poți. Bine, fraga. Cezare, fii marțial măcar o dată în viața ta. Nu scăpa ocazia. Ave, Cezar, ce-i osândiți la jugul căsătoriei. Te salută. Ce înseamnă asta? Ce-i asta, fraga? Asta înseamnă că sfârșim comedia logodnei noastre, care amenința să devină tragică. Ca în bunele melodrame de pe vremea când bunica era fată, cu împăcare, cu îmbrățișări, cu pupături generale. Ai, nu mai faceți mutrele astea de îngropăciune, ai venit să vă împac. Cerele iertare, tache. Așa, sărută mâna bunicii și pe-a bunicului. Da. Sunt veselă, veselă și fericită. Domnule Stroie, vino, te rog, plecăm la Snagov. Gata mașinile. Gata. Veta? Veta, adu pledurile pentru automobil. Și blana mea, nu uita blana mea. Dar cum s-a făcut? Nu știu, hai sărută-mă, bunicule. Spune-mi măcar o vorbă. Nu, e prea lung, mâine, altă dată o să vă spună el. Hai, ajutați-mă mai bine. Ajutați-mă să nu uit nimic de luat de la drum. Stroie, ascultă, Stroie, ce vrei să faci? Nu te înțeleg, tată. Nu-ți cer să mă înțelegi, cer să-mi răspunzi numai. Ce vrei să faci? Ce vrei să fac?
Ai auzit singur. O plimbare cu automobilul la Zagov. O plimbare? Da. În pădure. Noapte la ora asta. Ce ți-e teamă să nu ne atace lupii, tâlhari? Mai rău decât lupii și tâlhari. Voi doi singuri în automobil, tu și copilul ăsta nesocotită. Întâi că nu suntem singuri, mai merg și alții. Și apoi chiar dacă am fi singuri, ce-ar face? Cum ce-ar face? Adu-ți aminte, ai nevastă. Am spus eu că n-am. Ai copii, Stroie. Și dacă am copii, să-mi trăiască. Tu te faci că nu mă înțelegi. Domnule Stroie, suntem gata, vin. La revedere, tată. Băiete, nu te las. Tată, fii cu minte. Dar nu fii, domnule Stroie, dar ce este? Domnule Wolf, ți-e teamă că ți-l furam. La revedere, tată, la revedere. Nu te îmbraci, Tache, nu vii. Nu ții paltonul, domnule Tache. Nu, nu-l deranjați. Domnul Iliescu rămâne acasă. Pregătește un discurs pentru mâine. Datoria înainte de toate, așa mi-a spus logotnicul meu. Spor la lucru. Petrecere bună la toți. La revedere, la revedere. Balamuc. Ăsta e curat, Balamuc. Să știi că a nebunit lumea, Profirițo. Și-au ieșit oamenii din minți. Au căpiat, le-au sărit doagele. Li s-a scrântit capul, Profirițo. Acum o te răspună, acum începe altceva. Una spun, alta fac. Și dumneata, domnule Tache, tot aici. Nu spuneam eu? Nu-i așa, domnule Vorb, nu-i așa, bătrânul meu prieten, că au luat-o oamenii razna peste câmp, că am trăit noi un cheșii și apucăm vremurile astea. S-au stricat oamenii cu Anisandre, s-au stricat rău și fără nădejde. Desur, da. Mă uit și ascult, nu mai înțeleg nimic. Eu nu mai recunosc băiatul. Poate că și noi suntem de vină. Noi mai înțelegem alte vremuri, altă tinerețe. Na, nu-s vremurile, Coana Proferiță. Nu-i tinerețe, e răutatea și stricăciunea care a intrat în ei. Nu, domnule Vorb. Pe vremea noastră erau oamenii cum se cade. Și vorba vorbă și prietenia. Mm-hmm. Puteai să clădești pe ea zidărie cu 7 caturi. Nu erau atâtea teatre și atâtea zaiafeturi, dar parcă era lumină și veselie în suflet. Și miros de flori. Și poezie. Curgeau zilele lini ca un cântec bătrânesc. Auzi? Sandule? Ca acum 50 de ani. Când te-am sărutat în triași date. Aici, în pridvor, în noaptea aceea. Și Moșilica stătea la pândă. Și tu îmi spuneai din Bolintineanu o noapte de amor. Soților Serdaru se întoarce cu 50 de ani în urmă. E o noapte de sărbătoare. Cei doi îndrăgostiți și-au dat întâlnire aici, în ciardacul casei, în această noapte cu lună plină și parfum de liliac în floare. Iată-o pe Profira la 19 ani, în rochie lungă cu crinolină, furișându-se spre locul întâlnirii. Dintr-un colț al grădinii, dintre boschete, Sandu îi pândește apariția. Profiro, ai venit? Te aștept de o veșnicie. Când au cântat cocoșii, credeam că nu o să mai vii. Dar ai venit. De ce ai venit așa de târziu? Mai încet. Vorbește mai încet. Argații nu-s culcați o să te simtă câini. N-avei nicio grijă. Nu fi fricoasă. Prietenul meu, Wolf, stă la pândă. E în grădină? Da. Putem să vorbim în lege și să-mi dai, dacă nu ți-e cubănat, ce te-ai legat cu jurământ. Acum un an. Acum un an? Cu jurământ? E mult de atunci, am uitat. Să-ți aduc eu aminte? Spune atunci. O sărutare. Mai încet, scol toată lumea. E, mai încet, dar mi-o dai? Ți-o dau, la cununie. Și în ziua anunții? Mai va până la nuntă. Cum mai va? N-ai spus tu? Ce spun eu? Ce spune mama? Și mama spunea chiar acum o săptămână, când Coana a vrut să a adus vorba așa pe departe de cununie, că n-are fata de măritat și că sunt prea tânăr încă. O, și Coana Frosa n-a zis nimic? Băi, mergea gura ca melița, câte lună și în soare. Și spunea de tine că te tragi din neam ales, că ai cătoare 3 feciori și 9 fete, că e belșug în casa voastră și aveți tâne și livezi și cirezi
și să lași de țigan și rătvan cu telegar și că tu ești umblat prin lume, că ai avut dascăl grec și că ai mers la învățătură în Franța și la Viena și că ești tobă de carte și că, precum spuneau bătrânii, cel cu carte are parte. Ba când a fost vorba de carte... Ți-a dat ceva? Da, mi-a făcut semn cu coada ochiului să ies afară la portiță. Și acolo? Acolo, după ce mi-a spus în taină că e de la tine, a desfăcut un variz împăturit cu grijă și mi-a dat... Poeziile lui Borintineanu. Da, țandule, le-am citit toată noaptea, la lumina lumânării. Mi s-au uscat ochii buchișindu-le și plângând. Ți-au plăcut așa de mult? Nu, țandule, de atunci sunt așa de fericită. Trec prin casă sau prin grădină și le aud deodată cântând în mine. Și mi se pare că plutesc și eu cu ele, că mă fură și că zbor. Le-ai citit pe toate? Le știu pe de rost. Întreabă-mă. Te întreb, dar dacă nu ghici, faci prinsoare? Pe ce vrei? Nu-mi scape acum. Pe o sărutare. Te prinzi cu mine? Mă prind. Atunci ascultă. Să-mi spui de unde-s versurile astea. Cerul semănat de stele, aerul îmbălsămat, noaptea dulce a vieții mele, cursul dulce s-a oprit. Raza serii îmbălsămată stăpânește al ei parfum. Vino, dulcea mea iubită, să bem sufletuți acum. Vezi tu, noaptea e nebună la suspinele de amor. Cer, pământ, eter și lună aiurează, se-nfior. Vino, sânum astădată ți-e deschis amantul meu. Vino, iute, și te-mbată de plăceri ce-ți dau, drag eu. Sânii mei sunt dragi grădini și amorul numai el le deschide pentru tine, pentru tine singurel. Timpul chinuri ne urzește. O, amantul meu divin, ora trece, se topește și ne spune să iubim. Să iubim. Să iubim. Dar fără sărutări. Ai pierdut prin soare. Sandule! Sandule! Sandule, m-auzi? Mai încet, omule, ce este? Spune repede ce este. M-ai lăsat singur cu țiganii aceia și ești fac de cap. Pentru atâta lucru, vii și bag spaima în noi. Bag spaima? Parcă dumneata e singur. Dar pe mine nu mă întreb dacă nu mi-a băgat spaima în suflet ticăloșii aceia. Dar ce vor? Ce fac? Nu vor să cânte. Nu vor să primească patru sfanți cât mi-ai dat. Cer o garboavă cât le-ai făgăduit. E de o garboavă și pace. La ea și pace. Dar de unde o garboavă? De la tine. Dar ce sunt eu, bancher? Ți dau mâine înapoi. Așa ai spus mereu până acum. Câte garboave ți-am dat și n-am văzut în drept niciun zlot. Acum ți-ai găsit și tu, moșilică. Dumneata ești moșilică? Sărât mănușițele de ducă profire. E cineva în grădină, domnule Wolf? Nu e nimeni. Nimeni de ducă profire, nimeni, cine vrei să fie. Ce voia să întrebe? Nimic, așa, o vorbă. Pregătește ceva, o surpriză. O surpriză? Sandule, ce? Nimic, ascultă. N-aud nimic. Ascultă. Doar vântul care bate în ramuri. Ascultă. Doar grierii care cântă în iarbă. Ascultă. Doar inima ta care bate. Ascultă. Ați ascultat Pe când era bunica fată, de Nede Cocea, adaptare de Vlaicu Bârna. Distribuția a fost următoarea: Sandu Serdaru, Ion Finteșteanu, artist al poporului; Profira Serdaru, Vali Voiculescu Pepino; Cezar, Sorin Gheorghiu; Fraga, Melania Cârje; Tache Iliesco, Constantin Brezeanu; Moise Wolf, Radu Beligan, artist al poporului; Stroie Armand Lupescu, Constantin Dinulescu; O fată în casă, Paula Sorescu.
În alte roluri, Jean Reder, Nicolae Crișu, Gheorghe Pufulete, Pompiliu Rădulescu. Crainicul, Val Sândulescu. Regia de studio, Constantin Botez. Regia tehnică, inginer George Buican. Asistența tehnică, Mura Verdeș și Olimpia Popescu. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.